Bună, sunt Carina și astăzi vreau să vă arăt lucrurile mele pentru animale. Aici am plasa cu care îl prind pe Sky când îi schimb apa. Aici am mâncarea lui, specială de pești beta. Aici am biscuiții papagalilor cu fructe, fiindcă le plac fructele. Aici am mâncarea lor, care le-am dat-o ultima dată. Văd că le place foarte mult și e și mare. Aici am două pungi de mâncare Vita Craft, iar aici am supărtul de fructe. Eu am văzut doar la Maxi Pet, erau și cu alte modele. Eu le pun măr, fiindcă le place mărul. Și mănâncă destul de repede și mai ușor din acest supărt. Aici am cuibul pe care vreau să-l pun la primăvară. Sunt curioasă să văd dacă o să fac ouă sau nu. Eu sper să facă. Ok, aici am batoanele lui Ziggy, îi plac. De data asta am luat mai mici, fiindcă pe cele mari le-am mâncat cam greu. Ok, aici am lesa lui, am luat altă lesă, tocoasă și mai lungă, se face 5 metri. Îmi doream de mult să iau astfel de lesă și am luat. Aici am o jucărie de lui. Avea și una când era pui și am văzut că îi plac și de atunci am luat de astea. I-am luat-o fără să facă zgomot, fiindcă lui nu-i plac jucăriile care fac zgomot. Se joacă destul de mult cu ea. Iar aici am o sticlă specială de apă pentru câini. Când mergi la plimbări mai lungi, în loc să te plimbi cu castronelul lui, eu iei direct pasta. Și cam atât a fost pentru azi. Vă aștept și data viitoare. Pa, pa!